Sfântul Ioan Botezătorul a avut un mesaj foarte direct și foarte simplu în același timp. Nu a mers în zona retoricii, în zona filozofiei. Primea mesajul de la Dumnezeu și le spunea oamenilor exact ceea ce trebuia să audă, în cuvinte cât se poate de simple și practice. A trăit într-o vreme și într-un context politic deloc favorabil. Dacă ne gândim la faptul că Ierusalimul și Israelul era atunci sub ocupație romană, sub niște cezari care nu erau nici cheie de biserică, Tiberiu Cezar era bunicul lui Caligula, ca să faceți așa legăturile. Un desfrânat și un stricat, care spune istoria, sau o anumită parte din istorie spun că ar fi fost omorât chiar de nepotul lui, pentru că îl abuzase sexual în copilărie și a rămas marcat de treaba asta. Bine, nu că ar fi o justificare, dar poate fi o rădăcină și asta, ca să vedeți ce poamă era și Tiberiu Cezar și urmașii lui. Apoi, dacă e să vorbim de Pilat din Pont, știm ce s-a întâmplat cu ei. Cu el, Irod, vulpea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, un stricat și un desfrânat, iar Filip, pe care îl mustra Ioan Botezătorul, trăia cu cumnățica lui. Și de multe ori îl mai înțepa și spunea, mă, vezi că e nevasta lui frate tău, nu ți este îngăduit să trăiești cu ea. Cam ăsta era contextul, din punct de vedere politic, în care trăia Ioan Botezătorul. Ar fi putut să ia frumos șmirghelul și rindeaua și să mai facă puțin mai accesibilă Evanghelia pe care o predica. Să nu fie chiar atât de aspră, să nu fie chiar atât de nepotrivită. Însă n-a făcut lucrul acesta. De ce am ales modelul acesta lui Ioan Botezătorul, care merge oarecum și în zona aceasta a isihasmului, deși nu era un isihast, dar avea o trăire ascetică foarte, foarte pronunțată? Am vrut să vedem că noi nu mai știm să trăim simplu. Nu mai știm să trăim simplu. Ne-am complicat atât de mult viețile încât am devenit dependenți de un stil de viață fără să ne dăm seama. Dacă nu credeți, puneți deoparte o săptămână telefoanele mobile. Să vedeți cât de disconfortabil vă simțiți. Încercați să trăiți fără curent o săptămână. Să vedeți de dependență am devenit de utilitatea asta. Nu mai zic să stai să faci foc la sobă, să crap lemne, să... Deja nu, ne-am obișnuit. Și nu spun că este rău confortul. Însă foarte multe elemente din civilizația noastră și din ceea ce trăim ne-au făcut să fim dependenți și să uităm de simplitatea vieții. De ce avem unii dintre noi adevărate șocuri după sărbători, după anul nou? Unii intră în depresie. Păi, după ce a trecut euforia sărbătorilor și bucuria lor, îți dai seama că te lovești de realitate și te trag înapoi toate cele elemente de care tu zici că te bucuri. Vin facturile, vin plățile, vin impozitele. Începi deja să te gândești serios. Cât de fericit mai ești dacă ești la fel ca în perioada dinainte. În perioada aceasta sărbătorilor am avut ocazia să vizitez două mănăstiri și să văd două chilii ale unor sfinți părinți pe care i-a canonizat Biserica Ortodoxă. Este vorba de Sfântul Daniel de la Turnu și Sfântul Mișail. Am intrat în chilie. Nu știu dacă avea 2 pe 2, da? 1,80 m tavanul. Săpată în stâncă. Nu aveau condițiile pe care le avem noi.
Și asta să mă gândesc așa pentru un moment, cât de simplu este să trăiești. Și cât de simplă este viața dacă te duci la esența ei. Și dacă pleci de la simplitatea aceasta și te duci spre ceea ce am construit noi cu atâta migală de-a lungul secolelor, îți dai seama cât de mult te-ai depărtat de viața adevărată. Și l-am întrebat pe un călugăr de acolo: părinte, spuneți-mi, vă rog, mai există pusnici aici în zona aceasta? Zice, da, mai sunt vreo 2-3 prin pădurile acestea care se roagă pentru noi. Plecând de la zona aceasta extremă pe care așa am numit-o noi și ajungând la ceea ce am construit noi, poate că îi acuzăm, a, să te depărtezi așa de civilizație, să mergi acolo, să trăiești în felul ăsta. Ok, hai să facem un exercițiu smintit de imaginație. Vine ziua judecății și vine un pusnic din ăsta în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ia la socoteală și zice, auzi, măi, de ce ai făcut tu toată viața ta? Și omul ăsta să zică, Doamne, am postit 40 de zile, poate chiar mai mult, am mâncat mai mult pâine și apă și o hrană simplă, m-am rugat, că așa crezut eu de cuvință, i-am încurajat pe oamenii care veneau la mine, m-am rugat pentru ei și cam asta a fost viața mea. Am renunțat la tot ceea ce înseamnă plăcerile și bucuriile acestei vieți ca să te slujesc pe tine. Rău ai făcut. Treci. Nu? Cam așa gândim în extremă. Gândiți-vă ce am spune noi dacă Dumnezeu ne-ar lua la socoteală. Ce am făcut noi în comparație cu Sfântul acesta care, să zicem, că și-a pierdut mințile. Și acum, ca să echilibrăm puțin balanța, aș vrea să vedem ce ne spune Sfântul Ioan Botezătorul în mesajul său. Din punct de vedere religios, domneau Ana și Caiafa, că nu slujeau. Inventaseră preoția rotativă. Dumnezeu, știți că a spus că marele preot să fie până când? Până la moarte. Ăștia au zis, nu mă, să așteptăm noi până la moarte, până moare ăsta, e cam greu. Și hai să facem cumva să pice felia și tortul și la mine și la tine. Un an ești tu mare preot, un an sunt eu mare preot. Și în felul ăsta împărțim puterea, banii și toate celelalte beneficii. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice faptă, și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și cum predica Ioan? Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el, că veneau mulți. Știți că noi am inventat o modă a curiozității evanghelistice, fie că predică cineva foarte tăios, bă, mergem să vedem ce mai zice ăla, fie că predică foarte liberal, bă, e la modă să-l ascultăm pe celălalt. Și lumea vine din curiozitate, nu neapărat să se conformeze cu ceea ce se predică acolo. Dar din cum, păi, să vedem ce mai zice. Ce se mai întâmplă? E ceva nou? Se mișcă ceva? Hop și noi! Și veneau, era moda să te botezi. Băi, ceva să te boteze. Omul ăsta misterios, care este cu totul și cu totul altfel decât ceilalți. E la modă să te botezi, dă bine. Și în loc să se simtă flatat de succesul acesta evanghelistic, că vin gloatele, noroadele, să-l asculte, să fie botezați și să treacă rapoarte, am botezat 5.000, nu? Hai mai sus, nu asta e moda, nu așa facem. Și poate
n-are nici înclin, nici mânică cu asta. Ioan le spune ceva cu totul și cu totul șocant. Pui de năpârci. Adică de vipere. Adică, continuați dumneavoastră, pui șarpelui, da? Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Să știți că nimic din discursul acesta al lui Ioan Botezătorul, proporție de 90%, nu mai există. Ne-am ascuns în teologii, ne-am ascuns în fraze, ne-am ascuns în doctrine, ne-am ascuns în politețuri, dar de ce? Pentru că suntem duplicitari, toți, și oamenii altarelor, și membri. Și atunci nu mai ai direcția aceea și puterea să spui exact ceea ce gândești. Știți de ce? Tot din considerente economice. Fie că vorbești de un salariu minim pe economie, fie că vorbești de unul exorbitant, nu mai contează. De ce credeți că Ioan și Hristos și profeții au putut să spună exact adevărul din partea lui Dumnezeu? Pentru că n-au depins de niciuna din cârjele acestea. Băi, zis aia, vezi că stai salariu. Băi, zis aia, vezi că te dau afară. Te bag în comitet, iau la răspundere. Nu există așa ceva. N-aveai cum să-l tragi pe profet la răspundere. Pentru că nu aveai pârghii să-l manipulezi. Pe preot, da. Pe împărat, da. Pe toți ceilalți din jurul lor, da. Puteai să-i manipulezi. Și astăzi este la fel. Dar atunci nu puteai să faci lucrul ăsta. Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Asta era introducerea. În loc de bun venit, îmi pare bine, chestii din astea, zâmbete. E ciudat, nu? Ioan Botezătorul. Apoi, spune el, faceți roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși, vă avem pe Avram ca tată. Și asta o spune chiar acelora care îl aveau ca Avram, pe Avram ca tată, adică iudeilor. Nu vă mințiți, pentru că în felul ăsta nu veți ajunge nicăieri. Și aici am învățat să ne mințim în toate felurile. Că dacă ești într-o funcție, ai niște privilegii, gata, și Dumnezeu se uită cu un ochi puțin mai deschis la tine. Dacă slujești într-un anume fel, bun de altfel, ești mai cumoț decât ceilalți. Însă, zice Ioan, nu vă mințiți. Pentru că Dumnezeu poate să scoată din pietrele acestea să ridice pe fiii lui Avram. Asta nu e o problemă la Dumnezeu. Aparțin unei biserici, am un anumit crez, gata, acum neapărat trebuie să ajung acolo. Nu! De ce? Pentru că noi ca oameni nu înțelegem de fapt ce este simplitatea vieții. Și care este viața adevărată? Sunt atât de multe straturi, știți, ca la ceapă. Ei, până ajungi la miez, trebuie să dai mai multe straturi. Și cam așa, până să ajungem unde trebuie, am înfofolit în tot felul de ambalaje adevărul lui Dumnezeu. Și arată bine. Însă, esența nu este acolo. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Ce simplu, nu? Nu face promisiuni de șarte, nu îi minte pe oameni, nu îi face să creadă că sunt ceea ce nu sunt. Cu ajutorul psihologiei pozitiviste ajungi să te crezi Superman, oricine poți să te crezi. Bă, ești grozav, dar știți că asta e cea mai tare tehnică de manipulare? Să-i spui omului că este grozav. Și observați, când vor să-ți vândă ceva, ești
extraordinar. Ai toate calitățile din lume, dar lumea nu te apreciază suficient, fii serios. Dacă cumperi cursul ăsta, ești zeu. Și știți că prinde? Știți de ce? Pentru că am învățat să ne mințim. Și ne place să ne mințim. Și ne plac minciunile despre noi. Vai, dragă, ce ai întinerit, arăți ca la 20 de ani. Dar tu știi că n-arăți ca la 20 de ani. Dar îți place minciuna asta. Nu? Însă, oamenii aceștia lui Dumnezeu nu s-au mințit și nu i-au mințit pe alții. Și din pricina aceasta s-au făcut urâți. Și să știți că nu-i vorba doar de domeniul acesta teologic sau bisericesc. În orice domeniu, oamenii care spun adevărul în față sunt foarte nesuferiți. Eram în conservator anul 5 și se dăduse o reprezentare la clasa de canto. Nu fac nicio aluzie, dar acum așa a fost. Și a venit directorul operei din Viena, domnul Hollander. O somitate în lumea operei, solist. Ne mândrim că este român și este directorul operei din Viena. Nu știu acum dacă mai este, dar a fost mulți ani, mulți ani. Atunci era de când vă povestesc eu. Și au început să cânte unii, alții, să se dea în spectacol. Mamă, vine Hollander, hai să arătăm noi ce facem, ce nu știu ce. Și la urmă, după ce s-a terminat spectacolul, a rămas doar cu soliștii. Și mi-au povestit colegii de la canto care au fost acolo, că a rămas doar cu cei de la canto. N-a vrut să facă observațiile astea cu publicul care a fost în sală. Și a început să le zică pe rând: drăguța mea, dacă tu mai behăi ca o capră, poți să faci anumite șmecherii așa, dar nu o să faci niciodată carieră. Dragul meu boss, zice, dacă o să mai urli în halul ăsta, o să rămâi fără voce. Dar mă rog, unii au făcut carieră și din urlat. A fost cât se poate de tăios, cât se poate de direct. Că aminte, odată am cântat dirijat de maestru Zbârcea. Miștocar de primă clasă, maestru al baghetei, extraordinar. Dar știți cum te făcea să intri sub pupitru de n-ai văzut din alea? Și am făcut câteva observații de mi-a venit să intru sub pupitru. Dar credeți că am putut să zic ceva? Nu. De ce? Pentru că avea dreptate. Nu ne place adevărul. Și oamenii ăștia care ne spun adevărul în față ne supără, ne deranjează. Și nu vorbesc de acei oameni care și-au făcut o țintă în a spune adevărul într-un mod răutăcios și egoist. Nu. Oamenii ăștia spuneau de dragul artei ceea ce spuneau. N-aveau răbdare să facă 1000 de introduceri, mă scuzi, nu vreau să te jenez, nu vreau să te deranjez. Te duceai, maestre, ce părere aveți despre ce am scris aici? Un gunoi, o prostie. Și se duce mai departe. Dar nu că avea ceva cu tine. Pentru că noi atașăm răutatea de ele și în adevărul ăsta mai punem și ale noastre. Nu, pur și simplu spunea adevărul și spunea: nu-mi place. E o prostie ce ai scris. Cum credeți că am cântat? Dezastru. Și spunea și de ce, punctual. Ion Botezătorul, la fel. Uitați-vă în lumea sportului. Chiar auzeam o emisiune cu Cristian Gațu și spunea despre antrenorii care erau. Zice, băi, erau niște dictatori. Mai că nu ne luau la bătaie în vestiar, dacă nu ieșea cum trebuie meciul. Dar ca să suporți adevărul, îți trebuie să ai forță tu ca persoană și să fii cinstit cu tine însuți. Dacă vrei să te minți, poți să te minți. Dar nu vei ajunge nicăieri. Spunea John Maxwell că nu poți să progresezi nici măcar un milimetru dacă nu definești corect realitatea în care te afli.
Dacă nu ți-ai definit realitatea, mă, care-i starea în care mă aflu? Unde, de unde pornesc? Care-i 0, minus 1, minus 2? Să știu de unde plec. Ce sunt de fapt? Niciodată nu vei putea să faci nimic. Și Ioan le spune, nu vă mințiți că dacă voi vă botezați o să fiți mântuiți, aveți grijă, securea deja a și fost înfiptă, nu că se va înfige. A fost înfiptă și începe să taie. Fiți atenți că s-ar putea să fiți retezați. Și atunci noroadele, dar ce să facem? Unii sinceri, alții la fel, de frică. Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Câți dintre voi aveți doar două haine în garderobă? Vedeți cât de mult ne-am depărtat de simplitatea vieții? Și apoi normal, dacă ar trebui să renunți la ele, inima se duce în direcția aia. Cu toate că avem atât de multe și când le împărțim, ne uităm să fie cele mai purtate și cele de care nu avem nevoie. Pentru că de costă. Cine n-are de mâncare să facă la fel. Și întrebarea este, cine n-are de mâncare dintre noi? Este cineva care n-are de mâncare? Și când zici că n-ai de mâncare, tot mai găsești un bulion acolo, o zacuscă, ceva de pe la congelator sau prin cămară, tot mai găsești ceva. Da, tot mai găsești. Dar am învățat să spunem că nu avem când de fapt aruncăm. Au venit și niște vameși. Vameși, sau eu știu ce ori mai fi fost pe la ANAF, că erau și inspectori de finanțe vameșii, da? Și ăștia șpăgari. Bă, cum să nu iei șpagă? Cum? Zice, noi ce să facem? Știți că e la modă să te duci să întrebi pe Dumnezeu sau pe cineva care crezi că este omul Dumnezeu, ce să faci dacă să faci tot ce vrei tu? Și să doar să-ți confirme ceea ce crezi tu că este bine. Și dacă nu spune așa, da, dă-i pace, că nu bate câmpii, prea de tot. Noi ce să facem? Păi zice, să vă mulțumiți cu ceea ce... Să nu stoarceți nimic în plus. Dacă legea asta s-ar aplica și la nivel de stat, ar fi brici, ar fi extraordinar. Au venit și niște soldați. Și ce să facem noi? Să nu stoarceți nimic prin amenințări. Vă mulțumiți cu solda și cam atât. Nu le-a zis să iasă din armată, nu le-a zis alte lucruri. Le-a spus să fiți corecți. Fiindcă norodul era în așteptare, a început să-l întrebe, oare nu cumva asta e Hristosul? Și asta era cea mai mare ispită pentru Ioan. Zică, da, mă, uite, nu sunt eu Hristosul, dar eu am venit să pregătesc calea lui. Eu sunt ăla care îi pregătesc venirea. Înțelegeți ce vreau să spun? Dar Ioan a spus așa. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Este foarte greu să reziști aceste ispite de a fi lăudat și apreciat cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Este foarte greu să rămâi smerit, este foarte greu să rămâi modest, este foarte greu să rămâi simplu, pentru că întotdeauna inima noastră vrea mai multă apreciere decât este necesar. Vrea mai multă laudă decât este necesar. Ioan a zis, eu sunt doar glasul care strigă în pustie, vine acela care este mai mare decât mine. Și știți ce am constatat? Uitându-mă la oameni mari, artă, cultură, muzică, religie, au fost mari pentru că au fost mici. Nimic nu este mai frumos decât să vezi un om smerit, nu depersonalizat, un om smerit, un om simplu, modest. Să-l vezi că este geniu, că este talent, că este extraordinar în ceea ce face. Și rămâne modest.
puțini oameni de felul acesta. Ce s-a întâmplat cu Sfântul Ioan Botezătorul? L-a mustrat pe Irod, l-a închis în temniță și a fost decapitat. Și întrebarea mea este, ce se întâmplă cu noi dacă predicăm Evanghelia sau facem anumite lucruri? Spunem noi în numele Lui Hristos. Ce se întâmplă cu noi? Exact pe dos. Și întrebarea este, oare nu cumva trăim o anti-evanghelie? Gândiți-vă la lucrul acesta. Și ca un element de final, aduc în atenția dumneavoastră ispitirea Domnului Iisus Hristos. Iisus a dus aceeași viață simplă, n-a putut să fie manipulat, n-a putut să fie dus de nimeni, pentru că nu-L interesau nici funcțiile, nici banii, nici puterea aceasta pământească. Și cu toate acestea, unde apărea Hristos, era putere, era dragoste, oamenii se simțeau atrași de El sau veneau inclusiv pentru faptul că-L urau. De ce? Pentru că era autentic și pentru că simțeau că doar acolo pot găsi adevărul. În preajma lui Iisus. Și a venit diavolul după 40 de zile de post. N-a mâncat, n-a băut nimic. 40 de zile. Eu nu știu dacă mai suntem capabili să postim 2-3 zile. Deja începem să ne scadă glicemia, să cădem în cap. Deja suntem terminați. Nu mai știm ce înseamnă să postești. Și vine diavolul, exact cu ispitele cu care vine la noi. E, ți-e fomică? Nu e așa că e greu după 40 de zile? Ce ai zice tu de niște pâini din alea, așa, scoase din cuptor, aburinde? Dar tu poți să faci lucrul ăsta. Observați cât de ușor cedează lumea de astăzi în fața Dumnezeului pântec. Ne plângem, bă, că nu avem bani, nu avem bani. Au spart românii supermarketurile, dragii mei. N-aveai loc de ei, te loveai de ei o lună de zile, înainte și acum, că-s reduceri. Acolo, zbuluc. Foamea. Să nu murim de foame. Și Hristos a zis, dar eu nu trăiesc numai cu pâine, eu pot să trăiesc și cu cuvântul lui Dumnezeu. N-ai cârlig aici. Și a venit după aceea, l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Bineînțeles, erau niște pretenții obraznice. Dar Hristos i-a zis, nu mă interesează scaunul, nu mă interesează funcțiile, nu mă interesează puterea lumii acesteia, pentru că eu nu pentru asta am venit. Și câți nu cedăm? Mai vezi, și acum în campania electorală, iau nevoile poporului și spun cele mai mari adevăruri. Acum se spun în campania electorală. Unii despre alții își dau ghiulele, știți? Se împung până ajung acolo și când ajung acolo se schimbă brusc discursul. Și cel religios și cel politic. Și zici că s-au schimbat așa, le-a schimbat cineva mintea, le-a extras personalitatea, gândirea, valorile, tot. Și nu mai rămâne nimic. E total altul. De ce? Pentru că de data asta trebuie să-și păstreze funcția, trebuie să-și păstreze puterea, toate au un preț și beneficiile. Hristos n-a avut nevoie de astea. Și a zis, îmi pare rău, poți să te duci. Hai să mai fac totuși o încercare, a zis diavolul. L-a dus în Ierusalim, l-a așezat pe streașina templului și a zis, tu poți, tu poți, știi ce grozav ești? Auziți ceva din glasul diavolului?
în psihologia asta pozitivistă, care nu are de-a face cu optimismul și cu dorința de a, de a realiza lucruri în viață. Da? Tu poți. Tot poți. Ești grozav. Aruncă-te! Și o să vină îngerașii și o să te ia. Și cita și din Biblie. Ce ispită. Nu? Să ai și argument biblic și să știi că poți, să arăți ce poți. A fost cea mai mare ispită, că noi nu putem, am vrea. Și tot zicem că noi putem, că noi facem, că noi dregem. Hristos ar fi putut să facă lucrul ăsta, dar nu l-a putut, nu l-a făcut. Și de aia ispita a fost mult mai mare pentru el. Și pe cruce, când i-a zis, dacă ai fi, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, el putea să se dea jos. Putea să-i nimicească pe toți, dar a ales să nu facă lucrul acesta. Și tocmai aici stă măreția lui Hristos, că ar fi putut să demonstreze multe. Dar care era prețul? Și pentru ce? Doar pentru sine? N-a avut egoism. Și din cauza aceasta n-a putut fi prins cu absolut nimic. Dragii mei, suntem într-un nou an. Acum luăm tot felul de angajamente, ne luăm tot felul de ținte. Eu zic să nu faceți o listă prea mare. Pentru că vă pierdeți în detalii și nu o să faceți mai nimic. Gândiți-vă doar așa la viața voastră, la ceea ce înseamnă ea, la ceea ce sunteți voi în raport cu adevărul lui Dumnezeu. Nu ăla spus de mine sau de nu știu cine. Și mergeți măcar o clipă de taină în sufletul vostru și încercați să nu vă mai mințiți. Știu că este greu. Dar abia atunci începem să intrăm în echilibru cu noi înșine și cu Dumnezeu și abia atunci începem să trăim cu adevărat. Și o să vedeți că orice amenințări vor veni, că se strică, nu știu ce, că se duce, nu știu ce, nu mai contează. Pentru că tot ceea ce avem este un dar de la Dumnezeu, iar dacă nu-l mai avem, asta e. Viața este darul lui Dumnezeu. Și vă mai spun ceva. Gândiți-vă la etapele de austeritate prin care l-a trecut Dumnezeu pe Ilie, și nu doar pe Ilie, pe toți oamenii mari. În momentul în care Ilie a postit 40 de zile, la început i-a dat doar pâine și carne, dimineața și seara. După aia doar o turtă și un ulcior cu apă. În fiecare zi turta și apa. Asta era. După ce s-a dus la Carmel, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a ascuns și a venit îngerul lui Dumnezeu, i-a dat tot o turtă și un ulcior cu apă. Și încă o dată i-a mai dat o turtă și un ulcior cu apă. Cât l-au ținut astea? 40 de zile și 40 de nopți. Și astea nu sunt povești. E deja dovedit științific, nici nu mai trebuie să ai credință că organismul rezistă 40 de zile fără problemă, fără mâncare. Ce l-a ținut pe Ilie, pe Moise, pe Hristos în viață? Ce l-a ținut? Exact ceea ce spunea Domnul Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul viu, cuvântul creator, puterea Lui, pe care noi nu accesăm mai niciodată. Pentru că dacă ești sătul tot timpul, la ce să mai ceri puterea lui Dumnezeu? La ce să mai simți că trăiești prin puterea lui Dumnezeu? Nu mai ai nevoie. Însă dacă experimentezi lucrul ăsta în viața ta, începi să-ți dai seama că viața ta, într-adevăr, este un miracol. Și că este atât de frumoasă încât nu merită să o mai mâzgălești cu ceea ce îți oferă lumea aceasta într-un mod grotesc,
de cele mai multe ori. Doresc ca anul acesta să vă aducă multă bucurie în suflet și să aveți parte de multe momente în care să fiți cu voi înșivă. Spunea profesorul de filozofie, când ați privit ultima dată cerul și a ridicat mâna un coleg, eu am privit aseară, zice, sunteți un om fericit. Și să știți că bucuria vieții stă exact în lucrurile acestea. Vă doresc multă binecuvântare și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât de valoroasă este simplitatea vieții. Amin.